Dragilor, bun găsit! Astăzi facem împreună o rețetă care promit că o să vă placă tare, tare mult, atât vouă, adulților, cât și dacă aveți copii sau nepoței cărora vreți să le faceți o bucurie. Facem pui crocant. De fapt, e un șnițel de pui tăvălit prin fulgi de porumb. Dar ceea ce este deosebit la rețeta aceasta sunt condimentele, de fapt, marinada în care ținem pieptul de pui înainte să-l tăvălim prin fulgii de porumb și să-l punem la prăjit. E o marinadă pe bază de ceapă și usturoi care pătrunde în fibrele cărnii și o face foarte suculentă și aromată. În plus, o să vă spun toate secretele mele pentru o crustă groasă care devine crocantă imediat ce intră în contact cu uleiul fierbinte și nu lasă astfel uleiul să pătrundă în interiorul șnițelului și să ajungă până la carne. Veți vedea că avem șnițele crocante, neuleioase, iar carnea din interior rămâne fragedă și suculentă. Vă garantez că o să vă placă tare mult. Haideți să ne apucăm de treabă! Ingrediente pentru cam 10 șnițele. Avem nevoie de aproximativ 600 de grame de piept de pui, de preferat mușchiuleți, dar nu neapărat, puteți să cumpărați și piept de pui mare întreg pe care să îl tăiați voi în fâșii potrivite. Am scris aici ingredientele pentru marinada în care vom ține carnea de pui câteva ore, iar aici ingredientele pentru crusta crocantă și, firește, avem nevoie și de ulei pentru prăjit. Lista completă a ingredientelor o găsiți și la descrierea videoclipului, ca să o puteți citi mai ușor atât timp cât aveți nevoie. Prima dată pregătim marinada. Eu am folosit un tocător electric din acesta mic, pentru că avem nevoie ca ceapa și usturoiul să fie tocate foarte mărunt, să iasă toate sucurile din ele. Am pus aici sare, piper, o linguriță de boia de ardei. Eu am pus și câțiva fulgi de chili, dacă mâncați picant puteți să-i adăugați sau puteți să folosiți boia de ardei iute. Am pus și uleiul de măsline tot în tocător și le-am pasat bine 1-2 minute până când s-a format acolo o pastă. Cam așa arată. Eu am avut o tăviță cu mușchiuleți de pui, îi găsiți la raft, poate și sub denumirea de inner file. Sunt mușchiuleții aceia lungi, fini, din interiorul pieptului de pui și sunt foarte, foarte fragezi. Dacă cumpărați piept de pui întreg, îl tăiați voi la dimensiuni potrivite, în fâșii lungi, cam așa cum arată mușchiuleții aceștia. Carnea o punem într-o pungă, ideal ar fi o pungă cu zip, pentru că e mai ușor, dar merge la fel de bine orice fel de pungă. Și în pungă punem și pasta de ceapă pe care am pregătit-o și care va marina carnea și o va umple de arome. Închidem punga și masăm bine carnea pentru ca marinada să ajungă peste tot și să cuprindă bine fiecare bucată de carne. Carnea are nevoie să stea la marinat, la frigider, măcar 3 ore. Dacă sunteți mai organizați și știți că faceți a doua zi șnițele, o puteți pregăti cu o zi înainte. Dar înainte de gătire trebuie adusă la temperatura camerei, așa că o lăsăm pe blatul de lucru jumătate de oră, o oră, depinde și de temperatura din bucătărie. Carnea va rămâne îmbrăcată în marinadă, în pasta aceea de ceapă foarte gustoasă și așa o vom pregăti mai departe, deci nu o curățați, nu îndepărtați pasta de ceapă de pe bucățile de carne. Avem nevoie de fulgi de porumb și alegeți de la raft fulgi fără zahăr. Îi punem într-o pungă și pentru că de obicei fulgii de porumb sunt prea mari și nu ne ajută la mărimea aceasta, îi punem într-o pungă și trecem puțin cu sucitorul peste ei. Nu trebuie să îi transformăm în pudră, dar trebuie să îi mărunțim puțin până la o textură grosieră, cam așa. Peste fulgii de porumb punem o lingură de pesmet. Pesmetul acesta va acoperi zonele acelea mici în care fulgii de porumb nu ajung. Asta ca să nu rămână carnea expusă absolut deloc și să nu ajungă uleiul să pătrundă pe sub crustă și să obținem astfel șnițele neuleioase. Într-o farfurie punem făina, în altă farfurie spargem cele două ouă, punem un praf de sare
și le batem puțin cu furculița. Bun, avem acum toate farfuriile pregătite și începem să trecem bucățile de carne mai întâi prin făină, scuturăm excesul, apoi le trecem prin ou bătut și prin fulgii de porumb. Lucrați alternativ cu o mână, lucrați cu ingredientele uscate, cu cealaltă mână treceți carnea prin ou, astfel încât să vă păstrați degetele curate și funcționale. Procedăm așa cu toate bucățile de carne, le trecem prin făină, prin ou și prin fulgii de porumb și abia după ce le-am pregătit pe toate pe o farfurie, mergem cu ele la prăjit. Punem uleiul să se încingă într-o tigaie adâncă. Uleiul trebuie să fie foarte bine încins când începem să prăjim șnițelele. Depinde de mărimea tigăii, cam 3 șnițele ar trebui să vă încapă într-o tigaie. Dacă puneți prea multe șnițele, scade temperatura uleiului și atunci nu mai avem crusta aceea crocantă pe care ne-o dorim. Lăsați șnițelele să se prăjească până când se rumenesc bine și le întoarceți pe partea cealaltă. Ar trebui să dureze cam 5 minute fiecare, poate un pic mai mult, poate 6 minute, 3 minute pe o parte, 3 minute și pe partea cealaltă. Când sunt aurii pe ambele părți, cu un clește de bucătărie le scoatem din tigaie și le punem pe prosoape de hârtie. Folosiți un clește, nu o furculiță, nu le înțepați cu furculița, pentru că acolo unde le înțepați pătrunde și uleiul. Iar noi vrem să rămână neuleioase la interior. Șnițelele noastre cu fulgi de porumb, puiul nostru crocant este gata de servit, arată exact ca cel râvnit de toți adolescenții de la restaurantele de tip fast food, ba chiar arată mai bine și cu siguranță este mult mai sănătos. Serviți-l cu ketchup sau poate cu un sos tzatziki sau cu maioneză sau cu ce mai doresc copiii noștri. În ziua de astăzi sunt foarte gustoase aceste șnițele, sper să le încercați și voi și ca de obicei, dacă aveți întrebări, vă aștept în comentarii și de asemenea vă aștept acolo să-mi spuneți și cum au ieșit și cât de repede au dispărut din farfurie. Dragilor, până data viitoare vă îmbrățișez cu drag, numai bine!